Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou vlog. Aici fermierul vostru preferat. Sunt la mare, în Costinești. Glumeam, nu, sunt la fermă, sunt la treabă. Astăzi o să continui solarul. Este cald, o să ne bronzăm bine, bine. Sper să nu mai ia capul, dacă simt că mă lovește un pic la cap, soarele. O să mă opresc. Norocul meu e că bate vântul și se mai risește un pic în solar, mai circulă aerul și sper să nu se facă foarte cald. Afară nu e, e destul de bine afară ca temperatură, doar că știți cum e în solar, cine are solar știe că în solar sunt cel puțin 10 grade mai mult. O să vă pun pe repede înainte, o să se oprească sigur telefonul la un moment dat pentru că se încinge mult prea tare și o să-l opresc, sau o să oprească singur de fapt, o să-l bag la încărcat și din când în când vă mai fac eu câte un update. Îmi scuzați unghiile, nu sunt rocker, că de obicei ei își fac unghiile, doar că au rămas pătate de la roșii. Pe partea asta s-a mai luat, m-am fregat cu buretele de sârmă, dar o să le fac acum la loc. Deci, ne vedem din solar. Juni, care de dimineață nu a venit la pliculeț, la strigarea de dimineață ca în armată. Ce face fetița lui tata? Nu mușca, nu începe ca surta. Bravo, fata mea. O să primească pliculeț în curând, deși a fost absentă, umblă prin vecini și se întoarce când vrea ea. Mă bucur că nu mai vine bătută măcar, cred că s-a mai șmecherit un pic și ea. Bun, haideți să vă arăt ce am vrut să facem până acum. Eu am dat-o castraveții până în capăt și vedeți că sunt mai înalți. I-am dat pe sfoară, va trebui să rup din alte roduri, să zic, nu știu dacă sunt copil ca la roșii, în fine. Ați văzut, pleacă de aici, de la bază sau de la mijloc, pleacă alt rând care formează fructul și nu am pe ce să le mai leg, plus că dacă aș lăsa ar fi mult, mult prea îngrămădite. Și o să-l și rup, am rupt la câteva, mai am la câteva în capătul ăla. Curățăm aici de bureană și eu acum o să mă duc în partea asta, să mă apuc de roșii, jumătatea asta, pentru că e un pic aici de muncă. Lua asta ce nu-i convine, sper că, cum o simt eu la mână, sper că nu a atacat-o, că n-au atacat-o coropeșințele mare, greșeală. Știu că am mai zis și pe alte vloguri de la anul, să am mult mai mare grijă, o să dezinfectez solul înainte ca să nu mai am problemele astea. Bun, ce fac eu acum la fiecare plantă la roșii? La castraveți v-am explicat, la castraveți e oarecum mai simplu, la roșii un pic mai complicat, să spunem așa, dacă nu vă pricepeți. Două secunde, revenim, trecem un tractor și revenim după aia. Gata, a trecut tractorul, acum ne auzim. Iau fiecare plantă în parte, de exemplu asta. Vino mai aproape, te rog, ca să se vadă. Bun, avem la bază, avem copil, îl rupem. Bun, mă uit, unde mai am copil? Aici. Da, nu, asta s-a rupt, am rănit un pic și planta. Nu-l rup de obicei de aici. De obicei, uitați cum e asta, de exemplu, îi las un pic ciot ca să nu rănesc planta, să usucă ciotul ăsta, dar nu ajunge până la plantă, să aibă planta de suferit. După cum vedeți, avem primul etaj deja, a format. Deci pe mine nu mă mai interesează să mai las atât de multe frunze până în primul etaj, așa că o să rup. Una, două și acum vedem exact, stați așa să văd câte am până în ăla. Mai am una, două, trei, patru, bun. Acum fiecare face cum știe sau cum vrea sau mulți oameni mi-au spus mai lasă doar o frunză până la primul etaj, până la primul rod. Alții lasă trei, alții lasă două. Anul trecut eu am lăsat trei, vă spun sincer. Am rupt încă una când au început gogonelele să se facă mai mari și nu știu cum să vă zic, dar mi-a mers foarte bine. Am înțeles că dacă rup astea, nu mai consumă frunzele atât de mult și transmit în fruct și îl coc, cred că e corect, coc, mai repede. Eu las trei sau două, depinde de cum prind și e suficient. După aia iau frumos planta, după ce am rupt, în fine, mai avem de verificat de copii, stați două secunde. O dau de câteva ori pe sfoară. Bun, și acum verificăm dacă mai sunt copil, dar văd că nu mai sunt. Eu i-am mai smuls, adică i-am mai rupt și nu mai sunt așa mulți. Și după aia vin aici, trag burana, o trag pe mijloc, o iau, o strâng și o arunc. Haideți să vedem cât de repede mă mișc la o plantă de la zero, da? O luăm pe care, o luăm pe asta, da? Bun, haideți să vedem cât de repede mă mișc. Încep prima și prima oară. Văd ce e de desubt. După cum se vede, ăsta a format un copil mare. Bun. Și încep. Una, două le rup din start pentru că știu că sunt mult mai multe până la primul etaj. Până la primul etaj am una, două, trei, patru. Mai rup una de aici, una de aici. Mă uit după copil. Vă uitați. Hop, unu. Hop, mai sunt și aici. Mai am unul care se formează aici, unul care se formează aici. Am doborât pe dușmani. Mai dau roșia odată așa. Hop, e gata planta asta. Plec mai departe.
Asta e, asta e tot, numai că la atâtea plante, vă dați seama că nu durează. Durează, plus că trebuie să le curăț de bureană pe toate ca să poată să circule aerul printre ele. Uitați cât e spațiu aici, stați așa, dacă și scot asta de aici, de exemplu, uitați cât aer are pe aici să respire. Contează foarte mult, mai ales că începe să vină căldura încet, încet. Urmează săptămâna viitoare să pun și plasa de umbrire, să vedeți râsul ce o să fie atunci, pentru că o să o pun singur. Da. Nu o să o pun într-o bucată, că n-am nicio șansă și nici nu are sens să o pun într-o bucată. O să o pun din mai multe bucăți, cred că o să vină 3, care se vor suprapune, pentru că știți cum e, dacă e elastic, elasticul ați văzut, dacă îl trageți, când îl trage așa, părțile astea, lateralele, se duc în interior, automat. Va trebui să le petrec, cred că un metru va trebui să le petrec, ceva de genul. Mă urați noroc săptămâna viitoare. Dacă nu mă mai vedeți online pe nicio platformă, înseamnă că n-am reușit. Bun, vă pun pe repede înainte, vă pun pe trepied și pe repede înainte, pentru că mai avem foarte mult în partea asta. În 2 s-ar putea să meargă mai repede și sper eu să terminăm astăzi. Am găsit ceva, dar stai că nu reușesc să prind, stai așa. Să vă arăt cea mai frumoasă ființă de pe lumea asta. Oh. Cine a mâncat pliculeț de dimineață? Gata, gata, Regina. Numai că știți foarte bine că mă bate după aia dacă mai insist. Nu vrea să ne iubim, ce să-i fac. Hai. Facem un mic update. Din păcate, acum e bine, e super bine, e soarele sub nori. Din păcate, iar s-a încins telefonul și s-a oprit. Mă așteptam, v-am spus înainte că o să se întâmple chestia asta. Facem un mic update. Să vedeți cât de bine arată. V-am zis, aici ce a rămas, cine a vrut să smulg și astea, o să intru cu sapa. Deci vedeți cât spațiu e, se vede până în spate. Și aici la fel. Oh, bună ziua, prințesa. Ei, oh! Satana, mă scuzați. Așa trebuie să arate, să aibă aer. Deja intră pe rod. Avem gogonele. Cam peste tot avem. Trebuia să avem de mai mult timp, dar după cum știți din celelalte episoade, au cam întârziat doamnele albine și eu, cum nu polenizez, nu grăbesc eu niciun fel, nu am venit cu fâs-fâs la fiecare floare, cum se practică, și le-am lăsat doar cu apă, mie mi-a plecat mai greu, dar nu-i nimic. Menținem ceea ce am spus de la început, mergem pe natural. Gustul face diferența. Și vedeți cât spațiu e aici, stați să mă bag dacă am eu loc pe aici. Op, așa, am curățat și aici la jumate, mai am câțiva să-i mai leg, câțiva castraveciori. Am făcut și rândul ăsta. Tot e curățat, e legat, e, plantele sunt copilite tot ce trebuie. Ăsta la fel mai am, ba nu mai am, am terminat mai devreme acolo. Ce mi-a mai rămas e aici. Două care o să am de muncă la astea două. Și după aia, în fine, mai rămâne la ardei și la două de ardei și gogoșari și una de vinete. Acolo e doar de smuls, merge treaba foarte repede. O să-l mai pun iarăși pe repede înainte, o să se oprească iarăși, dar asta e, dăm drumul. Îi dăm drumul cât mai poate el să mai filmeze, n-am ce să fac, vara așa e, nu, ar trebui normal să stau, să-i pun umbrelă, deși cred că și umbrelă și dacă nu bate soarele peste el, cred că tot se încinge foarte tare și se închide. Să am spor, ce să zic. Aveți noroc că vine ploaia, după cum se vede s-a întunecat, și nu se mai încinge telefonul că nu mai e cald, nu mai bate soarele. În schimb, ce vreau să vă spun, să fac un mic update. Tot curățam pe aici, vedeți ce frumos este, toate aranjate și toate astea, și mă duc, am ajuns pe undeva pe aici. Am curățat și să bag mâna acum aici, în asta de aici, să o scot și pe asta. Și când odată, ce credeți, văd așa ceva. Doamne ferească sunt, tati, dacă te smulgeam și pe tine, măi căcăuță. Doamne, ce te iubește tata! Deci vă dați seama că eu merg mecanic, destul de mecanic, ceva de genul. Stați așa, hop, 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 știți? Și mă duc. Cum era să apuc mâța de aici, de exemplu, să o trag de ea? Nu face tati asta la pisul, nu face, nu mușca, nu te obrăznici și tu. Trag tare acum, s-a norat, e pentru treabă. Oricum sunt pârlit pe spate, sunt, parcă am fost la mare. Și ne mai vedem mai târziu, poate chiar la final le vedem.
plecat, era foarte foame. Au venit și doi clienți între timp și au luat puișori. Am avut și doi băieți de aici, de la mine din sat, care au venit și m-au vizitat, pentru că mă urmăresc și pe YouTube și pe TikTok. Haideți că iarăși era să plec fără să fac update-ul. Cam așa se prezintă situația. V-am spus exact cum trebuie să arate un solar. Copilite, nu mai au nici măcar un copil, rupte frunzele, buruiana, o să intru, nu mâine, că mâine e duminică, o să intru săptămâna viitoare, o să intru și cu sapa pe aici, ca să nu mai dea buruiana atât de repede și atât de mult. O să trească să strâng toată buruiana asta de pe fiecare rând, sunt câteva roabe. Și castraveciuri acolo. Să vă arăt cam câți castraveciuri s-au strâns și nu știu sigur dacă am strâns chiar foarte bine sau chiar tot. Două secunde. Nu sunt pe rândul care trebuie. Unde-i lădița? Uitați așa. S-au strâns o lădiță de castraveciuri. O lădiță, uitați cât e mâna mea și cât e lădița, adică s-au strâns. Și sunt ca lumea pe rod, adică ei mai au o grămadă de făcut. Dar merge și ăsta, banul e un pic cam mic, mai merge lăsat un pic. Și mult mai risit. Sunt 13 grade de seară minima, așa că o să las lateralele deschise atâta, pentru că se creează condens. Folia nu este întinsă la maxim și pentru că folia nu este întinsă la maxim, stropii nu se duc așa, să cadă pe lateral cum ar funcționa normal și cum ar trebui să cadă. Automat folia se mai zguduie, să-i spunem, și pică, stropii pică pe frunzele lor. Și dacă se întâmplă cum s-a întâmplat astăzi, să vină căldura, nu le priește să fie apă pe frunze când a venit căldura și soarele la puternic. Și ăștia la fel, pe ăștia trebuie să-i mai dau un pic peste sfoară. Eu i-am mai dat zilele trecute, dar crezi că extraordinar de bine. Ce mai am rămâne de făcut și oarecum nu sunt presat de timp, dar ar fi bine să fiu pregătit dinainte. Săptămâna viitoare o să vină, cred și sper, o să vină să-mi întindă folia ca lumea, să desfacă de la un capăt și să o întindă cum trebuie. Și ar fi bine să am deja folia de umbrire, plasa de umbrire, folia de umbrire, cum vreți voi, ca să mă ajute să o punem, pentru că singur o să fie destul de greu. Eu sunt căpos și o să încerc și singur, dar o să mă chinui foarte tare. Uitați ce avem aici. Sincer să vă spun, mă așteptam ca primul etaj să fie compromis, pentru că albinele au venit foarte târziu anul ăsta. Dar formează, mai cu întârziere, dar formează și mă bucur. Știți cum? Stați așa, să întorc camera. Anul trecut a fost fix invers, a venit căldura mult prea devreme, a venit căldura mare devreme și primul etaj mi-a avortat pentru că nu am avut plasa de umbrire. Acum e, cum să zic eu, am întârziat iarăși producția, nu din cauza căldurii, ci din cauza temperaturilor scăzute. Albinele nu au mai venit, nu și-au mai făcut treaba cum trebuia și de-aia v-am spus că mi-au stagnat plantele și știți și voi, mi-au stagnat plantele destul de bine, destul de mult timp. Vai, dar ce frumos arată! Cine a fost astăzi la mine a văzut, sau cine vine duminică sau luni, o să, luni marți vine Bogdan și credeți-mă, o să arată foarte bine. Mă bucur că am reușit să fac atât de mult. E mult de muncă aici și cum să vă zic, mă așteptam să fie mult mai greu decât a fost. Nu zic că e ușor, dar m-am speriat, toată lumea spunea nu o să faci față singur, n-ai cum să întreții singur solarul ăsta. Cum să vă zic, să-l țin la punct, să fie perfectă, stare perfectă de la început, de când pun răsadul până în, nu știu, până la sfârșit, că scot plantele, să zicem că nu mai au ce să mai informeze, nu are cum să fie, n-am cum să am grijă de el la perfect, adică să nu se vadă, nu știu, vreun copil sau să nu fie vreun pic de buruiană. Nu am cum, pentru că eu am perioade când trebuie să fac și în afară, de exemplu trebuie să intru săptămâna viitoare, trebuie să intru în partea asta aici, trebuie să intru iarăși cu motocultorul, trebuie să intru și pe lateral, pe unde am trus iarba, buruiana, să o strâng și să intru cu motocultorul ca să nu mai dea atât de repede și atât de multă. Automat îmi ia câteva zile chestia asta, termin afară, intru iarăși și mă apuc de solar, pentru că cine are știe că nu poți să lipsești nici, nu știu, după părerea mea nu poți să lipsești 7 zile din solar, la cum se dezvoltă plantele. Imediat dau alți copii, trebuie aranjat, trebuie dat iar pe sfoară, mai ales castraveții, iar trebuie dat la 3 zile, trebuie să-i dai iarăși pe sfoară, pentru că dacă nu se apleacă, se duc pe o parte. Ce să vă mai zic? Nu știu, să ne vedem zilele următoare, mâine este duminică, nu știu exact cum o să vedeți, știu că ăsta o să-l vedeți luni, dacă nu mă înșel. Deci trebuie să ne vedem și mâine, cum ar fi marți. Și până data viitoare.